Această porțiune de drum este un adevărat calvar pentru locuitorii satului. Cei mai supărați sunt șoferii și pentru că este un traseu central pe care circulă inclusiv tirurile, drumul degradează pe zi ce trece tot mai mult. Acest gospodar spune că deja de câțiva ani astupă singur gropile cu pietriș din fața casei sale. Eu borțele iese ca de mult apar aici. Și eu dacă văd că apar, eu tot le astup. Mărg prițepurile astea grele, fărăm drumul ăsta cu tătul. Să plătim la logurile pentru ce? Pentru că fermăm mașinile 2-3 ori pe an, reparăm. A să închidem drumul, pur și simplu, și atâta. Дороги очень испорчены, ехать очень тяжело. O altă bătaie de cap sunt trotuarele pline de buruieni. Acesta ar trebui să fie un trotuar asfaltat sau pavat, dar după cum vedeți, acesta este împânzit de buruieni, de aceea oamenii sunt nevoiți să meargă pe marginea drumului. Locuitorii totuși speră că vreodată trotuarele din sat vor fi amenajate. Oamenii cum merg pe trotuare? Așa ia, pe chipuite. Mai ales noaptea, lunină noi, unii și unii ies câte un bec. Nu nici cum de mărs. De zeci de ani așa nu-i făcut nică. O porțiune din drum a fost totuși asfaltată. A rezistat tocmai 2 săptămâni, apoi a început să se macine. Этот асфальт, он уже начинает отходить, видно даже вот. Ямы опять на новом асфальте. Здесь должно было быть намного больше асфальта. Echipa TV8 a mers la primăria din sat. Primarul lipsea. În schimb era servitoarea care ne-a luat la rost. Nu e nici un șef, nici e ora 5 și gata, nu dau voie la nimeni să intre. Ia spune-mă, la noi să lăsați drumurile. Și mai vărăți voi microfonul ăsta în gură la oameni. Contactat telefonic, primarul ne-a spus că drumul central aparține raionului și ar trebui reparat de Consiliul Raional. Umbările care facem noi an de an nu sunt suficiente. În fiecare an, multe mașini de tonaj mare îl deteriorează. Drumurile de sat răspundem noi, dar bugetul nostru nu permite. Președintele raionului Aneninoi spune că nu are bani pentru reparația drumului. Și raionul trebuie să-l repare și trebuie să-l repare și este și proiect de reparație, numai că banii nu mai vin. Deci, din moment ce intră în satul Mereninoi, trebuie să-ți abilitate o parte administrație publică locală din nivelul 1. În satul Mereninoi locuiesc peste 1500 de persoane.